3, 2, 1, start cronometru! Felicitări, dragilor! Copa Cătălin evoluează pe traseu. Foarte... O să aveți acolo și biciuri și căpestre. Rămânem conectați la traseu. 2 minute și 40 de secunde a mai rămas. Domnul Popa Cătălin se pregătește să încheie prima tură. Doi cai frumoși, tineri, de 4 și 1 din Prahova. Mai au la dispoziție și 50 de secunde. Deci îl avem pe Iancu. Arielule! Foarte bună prestație până acum. Un minut și 10 secunde a mai rămas din timpul total. Vă reamintesc, 4 minute în care concurenții trebuie să parcurgă o distanță cât mai mare. Lumea a început să se strângă aici la Barcani. Este un eveniment de amploare unde adună foarte multe persoane, iubitori de animale, dar nu numai. Vă puteți bucura de natură, de soarele frumos și, evident, puteți să încurajați participanții. 20 de secunde rămase și un rând de aplauze. Haideți să vă aud, vă rog! Bravo! 10 secunde rămase! O plecare în forță pe urcare! Bravo! 5, 4, 3, 2, 1, stop cronometru! Acum nu se mai opresc. Nu știu dacă are plăcerea să vă facă o demonstrație de bici, dacă trăznește. Ia să vedem. Se aude sincer, nu știu dacă și microfon. Se pregătește Olaru Mihai, urmat de Ovidiu Tinoiu. Thank you.
Domnul Olaru Mihai este de aici din Barcani. Are doi cai frumoși. Mații de 10 ani și 5 de 6. Dar domnul Olaru Mihai, ultimele detalii acolo la Buștean. Pregătiți? O mână sus dacă sunteți pregătiți. Trei, doi, unu, stați cronometru! Moții și Cici! De 10 și 6 ani. Domnul Olaru Mihai este de aici din Barcani. Foarte ambițioși caii. Sunt foarte rapizi. Felicitări, dragilor! Uitați ce bine se întind aici, aham, cei doi cai. Foarte frumoși. Foarte frumos lucrează din bici. Bravo, dragilor! Excelent! Se pregătește să încheie prima tură aici la Barcani, cea de-a patra ediție. Haideți să-i aplaudăm, merită! Doi cai mărunți cu inimă mare, bravo! Excelentă prestație! Continuă să evolueze pe traseu domnul Olaru Mihai cu Moții și Cici. Un minut și 15 secunde a mai rămas. Ia să vedem cum stăm cu locurile. Secunde din acest moment. Vă reamintim și clasamentul. Deci locul 1 până acum domnul Preda și locul 2 Olaru Mihai. Să vedem cât mai parcurge în timpul rămas. 15 secunde. 10 secunde. 1. Stop cronometru. Mulțumim domnul Olaru Mihai. O evoluție foarte bună astăzi la Barcani. Au obosit caii, dar și proprietarul. Se pregătește pentru intrarea în arenă domnul Ovidiu Cristiu de la Berdea, din Prahova.
La fel, un om iubitor de animale, pasionat, a reușit să organizeze acolo în Prahova două evenimente frumoase, la Vărbilău, la Bertea, și se pregătește pentru evenimentul de la Aluniș, de weekendul viitor. Ăștia mă luam mult cu ei. Mulțumim încă o dată domnului Olaru pentru frumoasă prestație. Este pe locul 2 și pentru asta merită un rând de aplauze. Bravo! Bravo, domnul Olaru!